Mare atenție, vă rog, Laura Codruța Chioveș, și știți că a dat astăzi un interviu. Avem un nou pasaj din acest interviu și e foarte interesant, pentru că spune Laura Codruța Chioveș și că au fost amestecate fraze și propoziții dintr-o parte a ședinței. E vorba de înregistrarea aceea ce a fost făcută publică și că așadar ar fi fost amestecate fraze din ședință cu fraze și propoziții din altă parte, zice doamna Chioveș, și există expresii și fraze pe care nu le-am folosit. Înregistrarea a fost expertizată și poate ar fi interesant de văzut de către cine. Nu am cerut niciunui procuror să facă o anchetă cu privire la o anumită persoană, nu am cerut niciodată procurorilor să dispună anumite măsuri sau soluții. Iată ce spune Chioveși. DNA se află în centrul unui scandal oarecum fără precedent, pentru că de această dată el are și o componentă internă, o componentă internă care a plecat de la înregistrările difuzate de România TV. Și aș vrea să ne oprim în primul rând asupra acestui subiect. Și prima întrebare care a rămas cumva neclară, după părerea mea, este dacă sunt sau nu sunt autentice înregistrările difuzate de România TV. Nu sunt autentice, sunt prelucrate. Sunt pasaje dintr-o discuție pe care eu am avut-o în cadrul unei ședințe de lucru desfășurată în interiorul Direcției Naționale Anticorupție, însă ceea ce s-a prezentat la televizor sunt pasaje prelucrate. Sunt anumite afirmații pe care eu nu le-am făcut, sunt anumite afirmații pe care le-am făcut. Dar cred că este important să vă explic puțin contextul în care au fost făcute anumite afirmații. Încă de la începutul anului am dispus efectuarea unor controle la diverse structuri ale DNA, atât teritoriale cât și din structura centrală, iar în activitatea noastră obișnuită avem astfel de ședințe cu procurorii în care discutăm situația unor dosare, în special situația dosarelor vechi. Un dosar vechi, adică dosare care s-au înregistrat în urmă cu un an de zile, doi ani de zile. Acea ședință a fost o ședință de lucru, o ședință operativă, în care s-a discutat situația dosarelor aflate pe rolul unei secții a Direcției Naționale Anticorupție. Au fost prezenți toți procurorii cu funcții de execuție, precum și procurorii cu funcții de conducere. În acea ședință s-au discutat dosarele aflate în lucru la procurori. Nu s-au discutat chestii publice. S-au discutat chestiuni care vizează anchetele pe care noi le avem și dosarele care sunt în lucru la procuror. Astfel de ședințe sunt destul de obișnuite în activitatea noastră. Adică dumneavoastră îmi spuneți că informații clasificate referitoare la conținutul dosarelor ar putea fi în pericol după ce s-a făcut acea înregistrare și a ajuns în posesia presei? Ar putea fi în pericol chiar dosarele pe care le investigăm. Pentru că în acea ședință s-a discutat ce dosare sunt în lucru, ce activități au făcut procurorii, pentru că ei trebuie să justifice de ce un dosar nu este soluționat, spre exemplu, după un an de zile sau după un an jumătate și trebuie să arate că au lucrat ritmic în dosare. S-au discutat despre anumite probe pe care ei le-au administrat sau care urmează să fie administrate. Deci, în acest moment, pe o înregistrare care există, sunt discuții referitoare la dosare penale care nu sunt în faza publică. La acea ședință s-au discutat dosare penale care sunt în lucru la procuror. Unele dintre ele nu s-a comunicat, în unele dintre ele nu s-a comunicat nimic în spațiul public. Deci în acest moment este posibil ca persoanele implicate în anchetă să cunoască despre aceste dosare și acea înregistrare conține și discuțiile referitoare la dosarele penale în lucru, care nu sunt publice. Deci, ca să-mi fie mie foarte clar, să înțeleg foarte bine, o discuție a avut loc, a existat o înregistrare din acea discuție, însă dumneavoastră îmi spuneți că acea înregistrare a fost prelucrată ulterior ca să fie adăugate sau scoase lucruri din ea? Să categoric. Fie, cum s-ar zice, puse vorbe în gură? Categoric a fost o discuție prelucrată, ceea ce am văzut în spațiul public. La acea ședință n-a fost un monolog. Acea ședință a fost un dialog. Deci au fost sunt dumneavoastră? Categoric. Adică sunt înregistrați și colegii care au luat cuvântul la acea ședință, pentru că la acea ședință au fost puse mai multe întrebări, mai mulți colegi au luat cuvântul, mai mulți colegi au exprimat opinii.
Discuția care a apărut în spațiul public nici măcar nu respectă cronologia ședinței. Au fost amestecate fraze și propoziții dintr-o anumită parte a ședinței în altă parte a ședinței și de asemenea au fost expresii și cuvinte pe care eu nu le-am folosit și nu le-am asta spus. Asta și vreau să vă întreb. Au existat niște formulări, să le spunem elegant, colocviale, care vă sunt atribuite în acea înregistrare. De exemplu, mâncați-aș. Ați spus așa ceva? Nu, categoric n-am spus nici acest cuvânt, nici altele licențioase. Nu, categoric nu, decapare. Nici decapat, nu. Nu am folosit decapat. Aceste expresii. Și totuși, cum credeți că, dacă ziceți că nu ați spus aceste cuvinte, nu vi le, cum de se aud totuși aparent cu vocea dumneavoastră? Este foarte simplu atunci când prelucrez o înregistrare audio să faci anumite colaje din cuvinte. Există softuri comerciale, sunt disponibile unele dintre ele chiar pe internet, cu ajutorul cărora poți să faci colaje pe anumite înregistrări. Și acest lucru se poate dovedi foarte simplu. Niciodată nu au fost folosite acele expresii. Era o ședință de lucru, o ședință la care au fost prezenți peste 20 de procurori și niciodată nu vorbesc într-un asemenea mod cu colegii cu care lucrez. Ați expertizat banda? În cadrul dosarului penal care a fost deschis, a dispus o expertiză tehnică. Nu pot să dau detalii pentru că ea constituie sau va constitui probă la dosar. I-ați cerut unui procuror, e de presupus domnului Uncheșelu, dar oricare alt procuror să-l ia în țintă pe atunci premierul Grindeanu? Nu, noi nu discutăm la ședințe despre ținte. Noi nu ne propunem să anchetăm anumite persoane care au anumite funcții sau care au anumite averi. Noi discutăm dosarele pe care le avem în lucru. În aceste dosare noi verificăm fapte și încercăm să adunăm probe pentru a dovedi vinovăția sau nevinovăția unei persoane. În cadrul acelei ședințe eu nu am cerut niciunui procuror să facă o anchetă cu privire la o anumită persoană. În cadrul acelei ședințe am discutat dosarele care erau deja în lucru, dosare în care noi am fost sesizați prin plângeri penale sau în alt fel și pe care colegii le instrumentează. Dar în cadrul altei ședințe ați cerut așa ceva? Nu, niciodată nu cer așa ceva. În discuțiile pe care le avem cu colegii, indiferent că sunt într-un cadru restrâns sau într-un cadru mai larg, adică participă mai mulți procurori sau doar procurori de pe o secție, discutăm doar dosarele pe care le avem în lucru. În general discutăm despre aceste dosare că trebuie să fie soluționate în termene rezonabile. Nu avem discuții punctuale pe dosare. Uite, avem acest dosar, ar trebui să îl investigăm pe X sau pe Y. Nu. Tactica de anchetă o stabilește procurorul. Noi, ca procurori șefi, doar urmărim dacă se respectă termenele, dacă dosarele vechi sunt soluționate, dacă avem dosare în care nu se întâmplă nimic în sensul că procurorii le lasă în nelucrare, dacă sunt probleme cu care putem să-i ajutăm. Spre exemplu, în acea ședință au fost invocate anumite dosare în cadrul cărora s-a dispus efectuarea unor expertize sau unor constatări la specialiști și noi aici, ca procurori cu funcții de conducere, putem să îi sprijinim pe colegi cu serviciu specialist, să suplimentăm numărul de specialiști care fac o anumită constatare pentru a finaliza mai repede dacă vorbim de o cauză complexă. Acestea sunt discuțiile noastre. V-am întrebat pentru că unul dintre cei doi procurori revocați din DNA, la care vom reveni pe larg ceva mai încolo, la situația celor doi, vă acuza că cel puțin de două ori i-ați fi cerut să ia niște măsuri în dosare. Mai precis că i-ați fi cerut să facă o reținere în cazul doamnei Udrea și încă o arestare. Nu am cerut niciodată procurorilor să dispună anumite măsuri sau să dispună anumite soluții. În ceea ce privește anumite măsuri preventive, nu vreau să particularizez cu un anumit dosar sau cu un anumit procuror.